detoxifierea este procesul prin care organismul elimină toxinele și rezidurile din corp. Detoxifierea este un proces care ni se întâmplă în fiecare zi și nici într-un caz doar după Paști și după Crăciun. Însă, după sărbătorile de iarnă în special, detoxifierea este cu atât mai necesară pentru că organismul are de luptă cu mai mult decât de obicei cu toxinele pe care caută să le elimine. De ce sunt atât de multe toxine sau de ce există necesitatea după sărbători să ne detoxifiem? Păi simplu, pentru că mâncăm mai mult decât de obicei. Nu intru în detalii, știrile spun, cifrele sunt în creștere, că tot mai mulți oameni ajung la urgențe pentru că s-au giftuit, s-au îmbuibat, au mâncat prea mult. Și odată cu mâncarea prea multă pe care o introducem în corpurile noastre, crește și cantitatea de toxine pe care organismul nostru caută să le îndepărteze ca nefiindu-i utile. Știind faptul că, în general, nația română nu prea este iubitoare de bio, adică de produse curate, lipsite de pesticide, insecticide, fungicide, îngrășăminte, potențatori și așa mai departe, mâncare să fie și să se giftuiască cu ea, e clar că aportul de lucruri nesănătoase, nedorite de organism, e mai mare decât în restul anului. Și atunci se impune, în perioadele de după sărbători, să acordăm atenție unei detoxifieri a organismului. Organele care, de care dispunem sau pe care organismul nostru le folosește în înțelepciunea intrinsecă cu care a fost dotat, sunt, în ordinea importanței, ficatul, rinichii, pielea, în al treilea rând, plămânii și colonul. Așadar, ficatul, ca cel mai important element sau instrument sau organ în corpul nostru responsabil cu partea de detoxifiere, merită să-i acordăm atenția necesară și să facem totul ca să-i sprijinim munca sa titanică care o are de făcut în fiecare zi din an. Ne alimentăm cu prea multă mâncare, iar calitatea mâncării sau alimentelor pe care le introducem în organismul nostru este îndoielnică, adică are prea multe lucruri străine sau greu de digerat sau greu de detoxifiat, de curățat, de eliminat din organism și dăm organelor noastre de detoxifiere, în primul rând ficatului, o treabă de făcut peste capacitatea cu care el a fost înzestrat să o facă. Enzimele și antioxidanții sunt, în ordinea aceasta, cele mai importante lucruri în procesul de detoxifiere. Apa. Nutriționiștii sunt cu toții de acord că cea mai bună apă pe care omul o poate consuma este apa de izvor. Nu apa minerală cu conținut mare de minerale, care este extraordinară în anumite afecțiuni și pe perioade limitate de timp sub supraveghere sau sub indicație medicală. Apa de izvor, prin faptul că nu are un conținut foarte mare de minerale, cel puțin apa noastră este oligominerală, ceea ce înseamnă că se poate consuma a la lung atât de copii mici cât și de oameni maturi, femei gravide sau oameni în vârstă, pentru că nu conține nimic în mod exagerat în ea. Este o apă blândă, alcalină, conține minerale esențiale precum calciu, magneziu, potasiu și altele asemănătoare și de asemenea, ca și bonus, conține în mod aproape unic aur și argint coloidal, care nu sunt esențial pentru detoxifiere, au alte funcții și proprietăți, dar este un bonus, să spunem așa, pe care această apă, despre care vorbim astăzi ca și detoxifiant sau ca și element în prezența căruia se întâmplă detoxifierea, este recomandat. Așadar, apa face posibilă detoxifierea organismului. Fără apă vorbim degeaba despre detoxifiere. Toate procesele chimice care au loc în ficatul nostru nu se pot imagina, nu pot avea loc fără apă. Al doilea organ de care am spus în ordinea importanței lui pentru detoxifiere, rinichii, sunt cei care drenează afară
filtrează și drenează afară toxinele care trebuie eliminate. Este evident că fără apă acest lucru nu ar fi deloc posibil.